Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 7 sau pe 8 iulie 2021 și pentru azi v-am pregătit 3 filmulețe pe care vi le recomand să le urmăriți. Dar care e problema în ele? Problema este că am dat niște mătcuțe la acceptare, mai bine zis 3 mătcuțe în colivie, o să vedeți în filme respective despre ce e vorba. Acum cu mărcile este problema următoare. Unii metode sunt mai bune, altele mai rele, dar le folosim pe toate în funcție de cum considerăm că o colonie are nevoie. Eu zic că în primul film care o să-l urmăriți, matca nu este acceptată, iar în următoarele două filme, care vor fi legate una de alta, o să fie un film mai lung, peste 20 de minute, totuși o să vedeți că se poate să fie și acceptată și la al treilea film chiar o problemă destul de ciudată, unde după mine este incertitudine. Colonia a fost intrată bezmeticită, are o matcă pe care după o pățanie i-a căzut marcajul jos, deci nu știu dacă e matca respectivă și vă las să urmăriți filmele. Vizionare plăcută! Astăzi verific și eu dacă aceste mătcuțe au fost acceptate sau nu, acolo unde am folosit cușca. În mod normal ar trebui să avem ouă, da, să vedem ce și cum, dacă avem sau nu avem. Vom vedea acum. N-am mai deschis nici eu. Nu știu ce se află aici. Deci să vedem dacă avem o mătcuță sau nu avem. Vedem cum e cu acceptarea aceasta. În caz că este, dacă nu este, atunci va fi o problemă. De fapt nu va fi o problemă, că vom aduce un nucleu și vom face o unificare atunci. Dacă matca n-a fost acceptată astfel, atunci vom trece la alt tip de unificare. În timpul acceptării reginei scoatem tratamentele, nu dăm ulei esențial, nu folosim nicio substanță care ar putea să conturbe acceptarea. Dar vom vedea imediat. Vom vedea imediat dacă totul este în regulă. Avem aici și miere în caz că se acceptă matca, deci ar fi o colonie care ar avea putere de muncă, ar putea să treacă la planificarea pentru iernat. Totuși o să verific fiecare ramă. Practic ar trebui doar rama pe care i-am dat drumul. Poate că matca are o putere de deplasare, în 24 de ore tot cuibul poate să-l verifice.
Am trei astfel de colonii, unde am dat drumul astfel la matcă. Ați văzut în filmul anterior cum am dat drumul. Totuși am emoții. Adică, na, când îi dai drumul la o matcă, oricât de tehnică ai folosit, totuși, la aceste colonii, acceptarea e foarte grea. E foarte grea, fiindcă deja a stat fără matcă prea mult timp. După ce se face tot mai mult albina bătrână, acceptarea unei măci se face greu, destul de greu. Se mai folosește narcotizarea. Deci o colonie din aceasta care deja o consideri pierdută, poți o narcotizezi. Este ultima metodă pe care încă n-am folosit-o. Și acum ajungem la rama unde a fost dat drumul la matcă. Pe această ramă se află și colivia respectivă. Acum, dacă n-a ieșit matca de aici, eu cred că n-a ieșit matca din ușcă singură. În schimb, albinele s-au dus la ea. O să îndepărtez această ușcă de data aceasta. Îndepărtez și încerc să identific matca dacă este, și dacă nu este matca, atunci avem botcă. Și avem botcă, deci mai mult ca sigur matca nu avem. Dar dacă și-a tras ea botcă, înseamnă că mătcuța care a fost iată, aici a luat matca câteva ouă. N-au acceptat-o pe matcă și ea și-a tras o botcă, deci aici nu avem reușită. O să o las, sunt boși destul de frumoase. Nu mai avem ce să-i facem mare lucru, îi lăsăm acea botcă. E clar că sunt trase din larve bune, deci aici n-a reușit treaba, în schimb avem botci. Bun, îi lăsăm botcă. Dacă pe matcă n-au vrut-o,
Acum... Bun, deci am verificat prima colonie, n-a acceptat masca. Să trecem la o altă colonie, tot așa. Asta și ea foarte mult timp fără matcă. Și a omorât o matcă și acum să vedem dacă a omorât-o și pe a doua. Dat fiind metoda care am folosit-o pentru acceptare. Contează foarte mult starea în care este colonia respectivă. Până la urmă, dacă n-a acceptat matca, o să-și tragă boci, fiindcă matca respectivă oricum i-a depus câteva ouă în sub cușca respectivă și își vor trage niște boci de salvare, dar cât de cât bune, să spunem așa. Dacă vrei să o mai salvezi, îi lași botca și dacă nici botca respectivă nu se va prinde, se va pierde matca, soluțiile care le folosesc o ar fi o unificare cu un nucleu. O unificare cu un nucleu de nucleu mic. Fiindcă acolo deja matca are albina care să o protejeze. Aici sub colivie prea puține albine. O protejează. Deci sunt acceptări foarte dificile. Uneori sunt bune, alteori nu. În funcție de metoda pe care o alegeți. Eu consider că cea mai bună metodă e de a forma un roi imediat. Și dat matca la un roi format pe aceeași locație, pe aceeași locație, ca albina bătrână să zboare de acolo, rămâne albina tânără care va accepta foarte ușor matca. Față de ce am încercat eu aici la colonie cu foarte mult timp, a stat fără matcă. În caz că nu acceptă mărci, matca va voi găsi botcă și la aceasta și o să-i o las. Asta eram acum. Olivia.
E posibil ca nici aici o să... să găsim sau să nu găsim, nu știu încă ce să zic. Îndepărtăm Olivia. Aici pare totul în regulă, adică sunt larve și sunt iepuiet, căpăcit și larve. Aici cred că matca a fost acceptată. Dacă nu era acceptat, găseam boci. Mă mai uit eu așa după matcă, dar atâta timp cât nu sunt boci, e și mătcuța pe undeva. Măi, dacă a ieșit din colivie și a depus ouă și pe aici. Eu zic că aici e totul în regulă. Dacă nu era, aveam boci. Mai verific o ramă și cu asta închid. O consider că a acceptat matca. Mai ales că este foarte frumos albina pe ramă. Da, matca este acceptată. Aici totul e în regulă, iată. Aici este mătcuța. Bun. Totul e în regulă. Bine v-am găsit, iată, continuăm. Aici avem o colonie mare care i-am dat și lui drumul la mască în cușcă. Să vedem dacă a acceptat-o. Problema aici este că o parte din albină se bezmeticise. Nu știu câte, cât de multe, dar găsisem câteva rame cu ouă de albină de data aceasta. Chiar sunt curios dacă matca a fost acceptată și albina respectivă a fost eliminată. În caz contrar, voi găsi boci. Bun, voi îndepărta capul.
Aici e destul de simplu, fiindcă albina a scăzut, nu mai este așa multă, el era mai plin la un moment dat, dar albina a scăzuse încet, încet. Și acum văd că ar rămâne pe vreo 4-5 rame de albina. Aici luăm direct rama cu unde a stat matca, în colivie. Primul lucru care îl facem, îndepărtăm colivia. Să vedem dacă matca depusese ouă inițial sau găsim borci. Sau nu găsim nimic. Depinde de situația respectivă. Aici nu văd nici ouă, nici matca, nici boci, deci nu văd nimic pe această ramă. Mergem să vedem dacă totuși există matca. Dacă nu există matcă, la prima colonie care am verificat-o și-a tras borci. Și voi veni cu o botcă de acolo. După vreo 2-3 zile aștept să căpăcească botcile respective pentru a salva această colonie de albină. Pentru a reuși să o salvă. Asta în caz că nu găsim matcă. Deocamdată nu știu ce să zic, mai am 2 rame și e posibil să nu avem matcă. Iată aici, e bezmeticit de-a binelea, e mult mai rău decât credeam eu, dar matca este acceptată. Avem o matca aici, mătcuța, zic eu că e acceptată acum, nu știu sigur dacă... Ar putea să fie o matcă trântoriță, da. Dar este o matcă mare, frumoasă. Problema e la această colonie că i-a căzut marcajul jos de pe spate.
nu pot să-mi dau seama dacă e matca respectivă sau nu. N-am ce să fac decât să mai aștept. Aceasta este puietul trântorii. Dacă găsesc două larve într-o celulă, sper să fie acceptat matca. Singura soluție care o văd eu acum la ora asta este să încerc să gândesc, să văd ce procedeu să aplic aici. Știu că era bezmeticit. Acum văd matca, din care, din păcate, albina o îngrijește, e foarte bine. Mi-ar plăcea să știu că dacă e o matcă tânără trântorită, aici e complicată treaba pentru mine, dar ar trebui să îndepărtez această ramă, să mă mai uit. Trebuie să iau masca respectivă, să o pun pe altă ramă, acea ramă să o curăț toată. Iată aici avea și boci trase. Avea și boci trase, acum nu mai sunt. Deci, consider că a acceptat matca. Consider că a acceptat matca. Bun. Cum am spus, din păcate a căzut marcajul jos. Și asta este, da. Aici au fost boci trase din... Au fost bocile trase pe larvile de albină ouătoare. O consider că matca e acceptată. Acum puietul ăla trebuie să-l curăț. Trebuie să caut mătcuța, să o iau de aici. Mă las seama ce război a fost aici, al de o familie bezmetică. Au avut timp să se curețe de albinile ouătoare, dar a rămas cu puietul ăsta. Îmi pare rău că n-am insistat eu să marchez din nou mătcuța, dar acum o caut pe ea. Bun, am găsit matca și această ramă trebuie să o curăț.
curățăm această ramă pur și simplu și asta este. Așteptăm încă vreo 10 zile, n-avem ce să facem. Dacă nu voi găsi puiet, 10-12 zile nu voi găsi puiet în stare bună, atunci deja albina e foarte bătrână, ar trebui desfințat. Desfințat sau totuși adus un nucleu și peste el. Mă salva dacă nu cădea marcajul jos de pe-a, dar m-am grăbit în ziua respectivă și n-am insistat pe acest lucru. Abia după ce am văzut că familia se bezmeticise, aici încă treaba nu-i dată. Aici încă mai e de lucru, până în momentul în care vom vedea dacă familia respectivă are matcă bună sau nu. Vom vedea. Bun, iată diferite probleme, încă n-am terminat. În stupinie sunt, acum depinde și ce manevre faci, să zic așa, în stupină. Depinde și ce manevre faci și în funcție de manevrii respective vezi ce rezultate dă. Din păcate aici este o situație incertă. Bun. Până data viitoare, numai bine. Mi-am de dat drumul la o matcă acum. O să vă arăt și acel filmuleț. O să filmez și acolo. Bun. Până data viitoare, numai bine.